candidați puțin să știți, pentru că majoritatea vor să primească doar semnăturile pentru a continua ajutorul social sau șomajul. Puțin interesați, cred că din toți trei și-au spus acordul că vor să vină să vadă sectorul, dar e foarte greu. Adică, în general, cei de la Bursa Lucrurilor de Muncă, care vin ca și potențial angajați, sunt puțin care vor să muncească. Deci, ce presupune postul de muncitor necalificat? Ce ar trebui să facă? Postul de muncitor necalificat este să facă anumite operațiuni în secții de producție. Ce să vă zic, acolo se va învăța pe loc exact operațiunea care trebuie, pentru că sunt anumite sectoare diferite de celelalte. Noi organizăm și cursuri de perfecționare sau de calificare ulterior, dar inițial vor trebui să învețe. A devenit acum greu să găsești până și o persoană care să ocupe un astfel de post de muncitor necalificat? Da, foarte greu. Poate printre cele mai grele. Da, cei cu calificare îi găsim, cred, chiar și mai ușor decât muncitor necalificat. Cum se prezintă astăzi oamenii? Da, unii par interesați, alții mai puțin interesați, probabil urmăresc altceva. Cât de greu vă ocupați posturile? Păi, foarte greu, pentru că forța de muncă pregătită, probabil sunt deja angajați și oamenii care nu au pregătire sau vor un loc de muncă, merg către meseriile necalificat sau menajer sau știu, orice alt domeniu care nu cere o experiență și o pregătire tehnică. Sperăm să fie un lucru bun cu organizarea bursei de muncă și toate firmele să găsească angajați, pentru că e o mare lipsă pe piața muncii la momentul ăsta. Chiar este nevoie. Tineretul, părerea mea, că ar trebui să fie mai interesat să ocupe un loc de muncă, nu să urmărească să beneficieze de ajutorul de șomaj. Da, înțeleg, ajutorul de șomaj ar trebui să fie o lună, două, maxim trei, ca un stimulent și un ajutor. Dar cine vrea să găsească de muncă, numai să nu vrei în ziua de astăzi, nu găsești de muncă. Și atunci ar trebui sistat după 3 luni de zile sau AJFM-ul să direcționeze forța de muncă interesată către firme. Dacă la o societate a refuzat locul de muncă, la a doua a refuzat, la a treia să sisteze ajutorul de șomaj. Așa se și întâmplă. Pentru că nu poți să dai ajutor de șomaj un an de zile sau nu mai știu ce perioadă să dă acum și omul să stea, să aștepte să primească banii degeaba. Bună. Mă numesc David Jean, avem o societate David Terma, angajăm muncitori în domeniul tâmplăriei PVC cu geam termopan și avem nevoie de forță de muncă. Cât nevoie este de forță de muncă în domeniul horeca? Enormă. Enormă și de calificare și de forță de muncă propriu-zis. Și astăzi găsiți ceva? Păi am 19, din 22 am selectat 4, să vedem dacă vor să rămână. Care a fost criteriul de selecție? Experiența anterioară, cursuri măcar și voința de munci. Adică să vrea să muncească, să nu prelungească ajutorul social. Cu ce ofertă ați venit către ei? Program de 8 ore, flexibil, schimbul 1, schimbul 2 și zile libere, salariu motivant, undeva la 2000 plus pe lună, după calificare 2500 spre 3000, concediu 28 de zile, ofertă ok, cred. Și cam atât. Tineri, bătrâni, cine a depus CV? Doi tineri, școlari momentan, iar restul 40 plus. Am vreo 5-6 notate aici, dar nu mă bazez pe niciunul. Cer mulți bani, n-au lucrat niciodată în ce-mi trebuie mie. Și cer imposibilul. Am avut pe cineva vreo 3.000 bani în mână. N-a lucrat femeia în viața ei, la bucătărie. Învățăm, deci învățăm. Bine, îi dau și banii aia, dar măcar să vină. Dumneavoastră, ce posturi aveți? Păi, am
muncitor necalificat, bucătar, ajutor de bucătar, ospătar, ajutor de bucătar, om în curte, grataragiu, orice, oricine, ce, ce, dacă care vrea să muncească, îl primesc. Sunt de acum mătura prin curte, măcar. Nu mai găsi. Nu mai găsi, nu mai muncești. Ajutoare de la stat degeaba. Cu ce ofertă vine șantierul naval? Șantierul naval caută atât muncitori calificați, cât și muncitori necalificați. Căutăm sudori, lăcătuși, mecanici, tâmplari, strungari, deci avem toate meseriile. Dacă nu sunt calificați, putem califica la locul de muncă. De aceea am venit până aici, în ideea că poate reușim să mărim numărul de oameni calificați. Dar se pare că... Mergem peste tot, să știți. Colegii mei sunt atât în Drobeta, Vaslui, deci ne-am răspândit oarecum. E criză de portă de specialiști? Da. Îi calificăm de cele mai multe ori și pleacă. Găsesc oferte mai bune în urma calificărilor și noi rămânem din nou fără forță de muncă. Și ne confruntăm cu situația aceasta de ceva vreme și nu reușim să-i ținem. Ce le oferiți celor de la Huzău? E o distanță la Constanța, este, da? Da, le oferim cazare într-un cămin de nefamiliști, pachetul salarial care conține inclusiv tichetele de masă, plata orelor suplimentare, transport odată la două săptămâni spre casă, pot veni acasă la două săptămâni, iar noi le decontăm transportul, avem primele de sărbători, niște măriri salariale în funcție de evoluția lor la locul de muncă, la fel salariile se dau și în funcție de ceea ce știu să facă sau ce nu știu să facă ceva, automat vor porni de la un salariu mai mic, dar cu cât evoluează, cu atât salariul va crește. Și ați primit CV-uri astăzi? Momentan o cerere. Doar o cerere au completat, dânsul, care a fost mai devreme. Marea majoritate sunt bolnavi, nu sunt apți de muncă, din punct de vedere medical. Se pare că doar noi suntem apți.